Victima, un tânăr de 27 de ani, a participat la discoteca organizată în comuna Ivănești. La un moment dat a ieșit din local, iar după aproximativ 30 de minute a revenit având mai multe leziuni la nivelul feței. A afirmat faptul că a fost lovită de persoane necunoscute care i-au sustras și un telefon mobil. În urma investigațiilor efectuate de polițiștii secției de poliție rurală 1 Vaslui, au fost identificați principalii suspecți ca fiind doi tineri în vârstă de 17 ani domiciliați în satul Valea Mare, comuna Ivănești. Cei doi tineri au urmărit victima, au lovit-o cu pumnii și picioarele și apoi i-au sustras un telefon mobil. Împotriva suspecților au fost emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore, ulterior cei doi tineri fiind prezentați la parchetul de pe lângă judecătoria Vaslui, respectiv judecătoria Vaslui, cu propunerea de arestare preventivă. Instanța a emis mandate de arestare preventivă pe durata a 19 zile pentru cei doi agresori. Suspecții au fost conduși în arestul inspectoratului de poliție Vaslui.